Când au auzit despre accident, rudele copilului de 14 ani au plecat cu mașinile în viteză la spital. Au intervenit acolo mai multe echipaje de poliție care l-au încătușat pe unul dintre scandalagi. Depășiți numeric, polițiștii au chemat o patrulă de jandarmi care a liniștit spiritele. Mai mulți romi au fost percheziționați și urcați în dubă. În tot acest timp, copilul era la pediatrie în comă, intubat cu multiple răni și traumatisme. Medicii au decis transferul lui la București la Spitalul Bactasar. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.